Să ascultăm acum Sfânta Evanghelie după Evanghelistul Luca din capitolul 9. Începem să citim cu versetul 51 câteva versete. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer Iisus, și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduire. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei și i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și a plecat în alt sat. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locul. Mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat cu ziua aceasta, o zi de pace, de libertate, o zi în care ne-a dat sănătate. Sora noastră Annie este bolnavă în pat, să zicem cu toții ca Dumnezeu să o vindece, să se atingă de ea acolo unde este. O să călătorim astăzi în un teren periculos, de aceea vă rog să vă puneți centura de siguranță, pentru că am să vă vorbesc astăzi despre puterea blestemelor. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare de aici să fim atenți, să luăm seama și dacă undeva nu sunteți de acord cu mine, nu mă supăr, dar mă rog totodată ca Dumnezeu să ne păzească și să fie cu noi și brațul Lui să fie peste adunare. Ne bucurăm de fiecare care ați venit astăzi să vă închinați cu noi, să lăudăm pe Domnul. Mă bucur de toți musafirii noștri. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Cele mai frecvente scuze pe care și sperăm să nu fim și noi dintre aceia care le vom auzi în ziua judecății, vor fi cam următoarele. Eu n-am știut. Doamne, eu n-am știut. Avem câțiva polițiști în adunare. Nu știu, vreo doi. Da? Uite acolo pe Cristi, Claudiu, văd că nu e aici. L-avem un fost polițist pe domnul Vasile. Ce faceți voi cu un om care l-a prins în flagrant și el zice, n-am știut? Nu știu, tare aș vrea că mă prindera, dar nu să mă ierte. Da. Domnul polițist, n-am știut că aici limită de 30. Pare rău. Dă permisul, îți dau și puncte și altă dată, să știi. Dar în ziua judecății, vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori, iubiți prieteni, vom amuți! Acolo nu va merge că n-am știut. Că a venit unul bogat care s-a dus și a ajuns în iad. Și a ajuns acolo unde nu a vrut să ajungă. Și a zis, Doamne, eu n-am știut. Ai avut Biblia, ai avut prorocii, ai avut legea, trebuia să o citești. Nu va merge cu n-am știut. De aceea e bine să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului, să-l luăm în seriozitate și să-l aplicăm în viața noastră. O altă scuză va fi: eu n-am putut. Doamne, n-am putut să-l iert. Dar tu știi? Nu știi cum mi-o zis și ce mi-au făcut? N-am putut să-l iert. Ba, ai avut parte și de învățători care ți-au spus, bă, poți să nu-l ierți. Dar eu vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că niciun om nu va intra acolo dacă nu a plecat de pe pământul acesta iertând pe fiecare care i-a greșit. Pentru că spunem în rugăciunea Tatăl nostru, Tată, iartă-mă, precum iar și eu. Și este ca un blestem pe care îl aduc în viața mea. Eu spun, Tată, iartă-mă. Și tu nu ierți. Domnul să ne ajute să înțelegem că nu va merge cu n-am putut.
N-am putut să mă abțin. N-am putut să mă abțin. Că tot vorbeam ieri la jar. N-am putut să mă abțin. Nu? Știți de scorpionul care a rugat-o pe broscuță să-l treacă râul, nu? V-am mai spus. Și o zi broscuța, cum să te trec, mă, scorpionule, că tu la mijlocul râului mă înțep și muri. Ei, nu e așa, că dacă eu te-aș înțăpa și ți-aș pune venin în tine, aș muri și eu. Și acum vei să o probă pe broscuță să-l treacă râul. Dacă nu fă la mijloc, scorpionul m-a înțepat-o. Și broscuța, dar nu ți-am spus așa, m-am gândit că așa o să faci. Și scorpionul a zis, nu m-am putut abține. N-am putut. Așa este și cu mulți credincioși care zic, băi, nu m-am putut abține să nu-i zic două. Nu m-am putut abține să nu mă uit la prostiile astea. Nu m-am putut abține să nu-l bleastăm pe ăla. Nu m-am putut abține să ce foc din cer peste el. Am auzit cum pocăit odată zicând, lasă că știe Dumnezeu ce-a face cu tine când a luminat. Ce-o vrut să zică? Să te trăsnească. Asta a vrut să zică pocăitul, dar o întors. O zis-o altfel. Am auzit ieri un lucru. Zice, luate-ar mama lui Alain Delon. Ce-o vrut să zică? Eu n-am putut să nu mai trec cu tătă ziua cu dracu. N-am putut. Și Domnul să zică, du-te ia. Ar fi trebuit să vii la biserică. Ar fi trebuit să te rogi. Ar fi trebuit să ceri puterea Duhului Sfânt să poți. Sau am crezut că nu-i chiar așa mare problemă. Că decât să curvesc, mai bine să mă uit la pornografie. Am crezut că nu-i chiar așa mare problemă lucrul acesta. Mai mare problemă. E foarte mare problemă. Și Dumnezeu să ne ferească și să ne ajute, pentru că sunt mii de credincioși care își murdăresc ochii la pornografie. Iisus se îndrepta spre Ierusalim. Și era ultimul lui drum. Că Iisus, spune Scriptura, că se ducea la Ierusalim în ultima sa călătorie, pentru că de acolo avea să, cum știm noi, să moară, să învieze și apoi să se înalțe la cer. Și pentru că trecea prin Samaria, a trimis doi ucenici, sau nu scrie Biblia doi, probabil doi, probabil unul. Mergeți în satul dinainte și să-mi pregătiți un loc unde să dormim. Era un alai, era Iisus, erau ucenicii, erau femeile, erau mama lui, era mama lui Iacov, erau mai mulți acolo. Și au mers. Și ce să vezi? Domnilor, nu vreți, uite, avem Iisus, vine și să-i pregătiți un loc unde să găzduiască. Și aia ce ziceau? Avem, dar nu vă dăm. Că eu am vrut de multe ori să mă cazez și n-am găsit loc. Mă, n-ai găsit loc? N-ai găsit. Dar să vină, am, dar nu-ți dau, nu te supără. Nu te face să fii furios. Păi asta s-a întâmplat și acolo. Cei mai apropiați ucenici a Domnului Iisus, Iacov și Ioan. Petru, Iacov și Ioan era grupul intim a Domnului Iisus Hristos. Cei mai apropiați a Lui. Pe ei i-a luat în grădina Ghețiman. Pe ei i-a luat la schimbarea la față, pe muntele schimbării la față. Vă aduceți aminte când a înviat pe fica unui fruntaș a sinagogii, nu? I-a luat pe Iacov și pe Ioan și pe Petru. Și ăștia, cei mai pocăiți, ai zice. Cei mai sfinți, ai zice. Apropiați de Iisus, învățați de Iisus, trăind cu Iisus, mâncând cu Iisus. Domne, să cerem foc din cer. Cum a făcut Ilie? Bă, dar furioși sunteți. Dar ei gândeau bine. Ziceau că bine fac. De aceea tot vorbim noi împotriva furiei, mâniei și iuțimii. Pentru că o să vă explic de ce Domnul Iisus ne păzește să fim mânioși, să fim furioși. Mânia este un păcat foarte mare. Asemenea poftei, asemenea curviei, asemenea răutății, asemenea idolatrie și așa mai departe. Pentru că atunci când te mânii, acolo e dracul. Domnul Iisus Hristos le-a spus, nu știți de ce duc un drac stă aici și voi influența și voi însufleți. E gata să faceți voia dracului.
Când sunteți furioși, cam ce cuvinte ziceți? Sorin, când te enervezi așa pe unul care te-a înșelat sau ți-a făcut ură, cam cum zici? Să nu spui că și tu ca și Cristi, nu? Îl iert. Așa ar fi normal, Cristi. Îl iert. Eu vreau să mă întâlnesc cu tine, să văd cum ierți tu. Ce faci, Sorin? Ce cuvinte ai spus tu? Poate soției tale, poate fetelor tale, când ai fost nervos și furios? 10 secunde, da. Ce pocăiță s-a adunat asta noastră. Am luat și eu un cuvânt cu ani în urmă, cu mulți ani. Mulți ani, cred că-s 20 de ani de atunci. Un cuvânt, handicapatule. Nu vi s-a întâmplat. Aveam în cercul meu de oameni de afaceri un om și ăla tot timpul, bă, handicapatul ăla, mă, handicapatul ăla. Și am ajuns și eu numai mă văd la oameni, bă, handicapatule! Să știți că ăsta e un blestem? Și m-am întâlnit după ce m-am luminat eu un pic cu el și i-am zis, bă, dar cum mai zice așa? Uite, am luat și eu vorba asta de la tine, handicapatule. Și au trecut un timp și m-am întâlnit cu el. Și îl aud, mă, suspectul ăsta, suspectul ăla. Și-o schimba cuvântul. Nu mai zicea handicapat. Toți erau suspecți. Aveam un prieten, director de bancă. Și zice, bă, zice, să te mănânce în capă, să-ți fie mâna scurtă, să nu te poți cărpina. Astea-s blestemul de pocăiți. Vine copilul tău și face o bocă în mare. Mă, blestematule, mă! Vi s-a întâmplat? Mă, nenorocitule! Aș vrea să vă gândiți bine la lucrurile acestea. Să analizați bine ceea ce ați zis cu gura voastră. Pentru că un drac este acolo lângă tine, când ești furios, a fost lângă Ioan, lângă Iacov. Doamne, să cere foc din cer. Zice Domnul, uai, nu știți ce cereți. Un duc rău vă însuflețește. Și când tu te enervezi și când îți ieși din pepe și când vrei să faci un lucru pe care nu l-ai face, când ai fi liniștit și calm, ai grijă ce vorbești cu gura. Și dacă ai vorbit și ai rostit un cuvânt cu gura ta, pocăiește-te. Cere lui Dumnezeu să te ierte și să anuleze efectul cuvintelor tale. Propriilor tale cuvinte. Sunt câteva pericole pe care omul le face la furie și la mânie. Pentru că atunci când ești mânios, chiar dacă nu vrei, involuntar, poți să jignești și poți chiar să îi dai una la mână. Să-l lovești. Câți bărbați nu v-ați... Nu voi de aici. Nu și-au lovit soțiile. Mă, tași, mă! Că nu mai știi ce să faci. Nu mai poți controla. Nu? Îi zice bărbatul la soție, mă, luatea, dracu. Și când eu ieși, o dă la altul, nebunește. Dar el a rostit. Sau invers. Ești predispus să lovești. Ați auzit de Nemia? Care a auzit de Nemia de aici? Care a auzit de Nemia? Eu sunt mulți bărbat la frate când o vine la biserică. Nemia, l-ați dorit să fie un pastor așa ca Nemia aici în biserica asta? Nu. Ați dorit? Nici nu știți ce ziceți. Nici nu știți ce vorbiți. Haideți să vă spun despre Nemia. Nemia a fost un om care stătea lângă împăratul Artaxerse al Persiei. Și cred că știți cu toții cum s-a întâmplat acolo, împăratul l-a trimis să rezidească zidurile Ierusalimului. El s-a întors și a început să facă această lucrare. Dar după ce a terminat cu zidurile, a zis, bă, să fac și ceva duhovnice, să fac și ceva spiritual. L-a dus pe Ezra și a început să citească legea. Oamenii nu mai știau, a fost în robie, oamenii evrei au fost vai de capul lor. Și a început să citească legea. Și acolo au auzit așa un lucru important pe care ei nu l-au respectat. Să nu vă luați fete ale străinilor. Să nu vă dați fetele după străini. Pentru că Dumnezeu a vrut să țină poporul lui Israel ca o națiune curată. Amin.
Cum vrea să ne țină și pe noi biserica, dar nu din punctul ăsta de vedere. Curați față de lume. Și când au citit acolo și au văzut că ei își luase neveste, își duse fetele după alții, din afara poporului Israel, i-au pus să jure și au jurat cu toții, începând de acum, nu mai facem lucrul acesta. Și într-o zi, Neemia se duce prin tabără, nu prin tabără, că deja erau în Ierusalim, și vede pe unul. Uite, bă, că și-a luat o moabită, dau un exemplu. Îi vede pe ăla că și-a luat o amorită. Și fiți atenți ce face Neemia, la nervi, să nervează. Așa zic, că vreți un pastor ca ăsta. Zice, i-a mustrat, i-a blestemat, i-a lovit și le-a spus părul. Noi trăim în nou legământ. Și nu prinde nimeni pe nimeni de cap. Dar ați vrea să știți că atunci când suntem nervoși, atunci când suntem plini de furie, putem face lucruri care să nu fie bune. I-a blestemat. Un alt lucru și un alt pericol pe care poți să-l ai la mânie și la furie este, așa cum m-am amintit, să blestem cu gura ta. Să blestem cu gura ta. Acum, bineînțeles că toți vă gândiți de aici, dar ce înseamnă să blestem? Ce e la blestem? Blestemele sunt cuvinte pe care le rostești cu gurița ta cu intenția sau fără intenția de a face rău sau de a pedepsi pe cineva. Deci, cuvinte pe care le rostești, cu sau fără intenție, cu gândul de a face rău sau de a pedepsi pe cineva. Aș vrea să vă spun ceva. Cuvintele în sine, cuvântul în sine pe care eu îl rostesc, nu are o putere de blestem. Nu are o putere spirituală, ci puterea și autoritatea nevăzută, spirituală, care stă în spatele cuvintelor, aduce blestemul. Și cine poate să stea în spatele cuvintelor să aducă un blestem? Ce putere? Cine poate să stea? Satan. Și mai cine poate să stea? O să vă mirați. Dumnezeu. Dumnezeu poate să stea în spatele unor cuvinte pe care le rostim cu intenție sau fără intenție de a face rău. Vă dau un exemplu. De Gedeon ați auzit? Ați auzit. Ierubal se mai numea. Omul ăsta a fost un om al lui Dumnezeu. A făcut lucrări plin de Duhul Sfânt. A avut mai multe soții și cu soțiile lui a avut 70 de fii. 70. Mulți fii. S-a dus în Sidon și de acolo și-a luat o roabă. Și-a avut și cu roaba asta un copil. Omul acesta se numea Abimelec. Abimelec ăsta a fost un om șiret. Și s-a dus la sidonieni și le-a zis: mă, voi vreți să domnească, după ce a murit Gedeon, vreți să domnească 70 de fii peste voi? Asta vreți voi? Păi eu sunt din sângele vostru, mama a fost sidoniancă. Alegeți-mă pe mine, conducător. Și vă scap de ăștia de 70. Și el a zis, ok, zice, dați-mi bani. A plătit niște criminali și s-a dus și și-a luat toți copiii, toți frații lui, 70, și le-a tăiat capetele la toți pe același butut. Unul singur, pe nume Iotam, cel mai mic, a scăpat și a fugit de acolo. Iotam ăsta, când a văzut nenorocirea pe care a făcut-o Abimelec, a rostit un blestem. Și vă rog să fiți atenți. Să iasă un foc din Abimelec și să mistuie pe locuitorii din Sihem. Și continuă el.
și un foc să iasă din locuitorii din Sihem și să mistuie pe Abimelec. Și a plecat omul și s-a ascuns. Ce a făcut Dumnezeu după ce s-a rostit acest blestem? Știți ce a făcut? Versetul 23. Dumnezeu a trimis un duh rău. Dumnezeu a trimis un drac care a intrat între cei cu care s-au aliat. Acest Abimelec și Sidonieni. Și i-a făcut să se învrăjbească. Pentru că asta se întâmplă. N-ați văzut voi că cei care complotează până la urmă să ciocnezi și să bat și politică și biserici și pe oriunde. Pentru că Dumnezeu trimite pe acolo dracul și zice, du-te acolo. S-a dus și s-a învrăjbit și într-o zi acest Abimelec aude că toți locuitorii Sihemului erau într-un tur. Știi ce face? Aduce lemne cu oamenii lui și le dă foc. Ăia de acolo din turn aruncă o piatră înfocată și îi dă în cap la Abimelec. Și cuvântul Domnului spune așa. Zice, astfel a făcut să cadă asupra lui Abimelec răul pe care îl făcuse tatălui său, ucigând pe cei 70 de frați ai lui, și Dumnezeu a făcut să cadă asupra capului oamenilor din Sihem tot răul pe care îl făcuseră. Astfel s-a împlinit față de ei blestemul lui Iotam, fiul lui Ierubal, fiul lui Gedeon. M-ați înțeles? Omul ăsta e o blestemat, dar Dumnezeu așa a făcut să meargă lucrurile, așa i-a adus încât s-a împlinit acest blestem. Cine a fost în spatele? Dumnezeu. Blestemul se poate împlini imediat sau blestemul se poate împlini așa, să treacă timp. Mai trece un pic de timp și tu nu știi, nu ți se întâmplă nimic. Dar dintr-o dată se poate întâmpla ceva, o nenorocire. Vreau să vă mai aduc aminte din Noul Testament de un verset. Știți că Apostolul Pavel este în insula Pafos și era prima călătorie a Apostolului Pavel. Prima sau a doua întâlnire cu oameni la care le propovăduia cuvântul. Și Apostolul Pavel are ocazia să vorbească unui dregător pe nume Sergius Paulus. Și Pavel îi explică că Iisus Hristos e Domnul, că Iisus Hristos a venit, că a murit, că a înviat, că poate să-l mântuiască. Și dregătorul se uita la Pavel și primea cuvântul. Și primea cuvântul și era gata să se convertească. Dar un iudeu, pe nume Elima, care era un proroc fals, tot băga bota pe gard. Tot băga bota la spițe și nu lăsa să se meargă lucrurile și Pavel să lucreze. Și Pavel să aducă Evanghelia. Și ăsta gata să primească cuvântul, nu-l poate primi din cauza nenorocitului acelui de Elima. Că, uitați-vă, încercați să spuneți la cineva de Domnul, într-un cerc, oriunde, să vezi cum vine unul. Băi, cum a fost? Cât a fost scorul aseară? Nu te lasă, că dracu așa vine. Și o dus, gata, tu vrei să vorbești de Iisus, ăla vorbește de fotbal. Tu vrei să le vorbești despre biserică, să vineți la biserică, ăla vorbește de altceva. De cât a fost de bun grătarul, nu știu unde, m-ați înțeles. Diavolul caută totdeauna. Și Pavel, când l-a văzut pe Elima ăsta, s-a uitat la Elima și a zis, om al dracului, să rămâi om! Și a orbit pe loc. Astea sunt blesteme pe care și în spatele cărora există Dumnezeu ca o pedeapsă, de cum v-am spus, ca să pedepsească pe care a făcut răul acela așa de mare. 70 de fii să-i tai pe același buduc. Dumnezeu îngăduit să se împlinească acel blestem. Dumnezeu când vede că un om face lucrurile acestea și tot, cum v-am spus, el tot e invers și vrea să facă. Dumnezeu acceptă și Dumnezeu ascultă un blestem rostit de un slujitor al lui Dumnezeu. Se întâmplă rar lucrurile astea în Noul Legământ, dar s-au întâmplat. În spatele blestemilor, celor mai multe, stă Satana și duhurile de draci. N-am văzut, am umblat în lumea asta, m-am dus aproape peste tot în lume, n-am întâlnit un popor care să blesteme ca românii.
N-am întâlnit popor să blesteme, să înjure și să rostească cuvinte față de alții, față de copiilor, față de nevasta lui, față de biserică. Am văzut oameni care blestemau cădelnița. Și cina Domnului. Și toți stracii să vină și Dumnezeu. Și le știți voi. Nu există popor. Suntem un popor blestemat. Dumnezeu vrea să rupă blestemul acesta de peste România, de peste noi, de peste familiile românilor. Dar numai că nu vor românii. Și mulți vin și se botează chiar. Și o să vorbim despre lucrurile acestea imediat mai târziu. Am fost într-o slujire într-un oraș din sudul țării. Nu vă dau numele orașului, pentru că s-ar putea predica mea să ajungă și pe acolo, pe internet. Am fost acolo și am slujit într-o biserică, eram într-o grupă, poate să vă confirme și fratele Joliș, într-o grupă de consiliere și când au văzut frații din biserică, în biserică creștină, o fi baptistă, penticostală, asta nu vă spun. Era într-o biserică, nu eram în biserică ortodoxă, într-o biserică, spunem noi, neoprotestant, de pocăiți. Și când am început să avem consiliere, mulți frați din biserică și cred că aproape toate surorile au dorit să stea cu noi, să se mărturisească, să vorbească cu noi. De ce? Că uneori este greu la o doamnă să meargă la propriul pastor să-i spună, domnul pastor sau frate, am făcut un avort. E mai greu. Dar când noi eram din nordul țării, au venit la noi. Și am ascultat multe, multe, multe mărturisiri. M-am îngrozit de ce blesteme erau peste ele. M-am îngrozit de câte avorturi. Acum eu nu vreau să spun, Dumnezeu iartă. Dumnezeu iartă dacă ai făcut avort. Dumnezeu iartă dacă ai spus ceva cu gura. Dar sunt consecințe, frate și soră. Dacă o prostituată se pocăiește, Dumnezeu o iartă, curățește, vine ea cine o botezăm. Dar există consecințe că s-ar putea să fie avut sida. Nu se vindecă sida la botez. Consecințele rămân. O femeie care a făcut un avort și până a hotărât să facă avortul, eu vă spun lucrurile acestea, nu cunosc pe nimeni de aici. Când a hotărât, câte îi trece prin minte? Câte zice cu gura? Și se miră pe urmă că zice, bă, uite-te mă, ce oare cu copiii mei? Ce oare cu nepoții mei? Că blestemul se duce! Zice, divorțează copiii mei. Păi dacă un blestem a venit peste ei. Mă, dar bine să împăcau până ei și acum divorțează. Mă, dar nu pot să aibă copii. Păi da, de aia. Pentru că un blestem a venit. Păi au numai eșecuri, mă, orice ce s-a apucat, eșec. Păi când le mergea bine, eșec. Păi boală generațională. Și aici vreau să vă spun ceva, dragii mei, frați și surori. Am văzut oameni și surori și domn și doamne care spun așa, cred că am cancer. Nu o să vă fie necunoscut, că și voi ați întâlnit. Hei, supărată rău. Dar de ce? Pentru că și mama a avut. Și bunica a avut. Și acum ești tu. Cred că am cancer. Și doamna respectivă, domnul respectiv, zice, așa e. Și crede o minciună. Dar noi avem un Dumnezeu mai tare decât cancerul. Amin. Și în loc să crezi că n-ai cancer, crede că ai cancer, crede că n-ai cancer. Amin. Dar ce te oprește? M-am întâlnit cu un cunoscut. Se simțea foarte rău, era foarte rău. Și o zic către mine, cred că am cancer. Eu nu știu că el are sau nu are cancer. De unde să știu? Nu-s doctor, nu l-am consultat, nu știu nimic. Și am zis, bă, n-ai niciun cancer. Bă, nu vezi că ești un bărbat puternic. Bă, dintr-o dată s-au ridicat. Dintr-o dată a fost altul. Dintr-o dată a crescut și n-au avut niciun cancer. Dacă îmi crezi, pentru că un lucru pe care ți l-au spus, un blestem care a venit peste tine, nu știi. Și tu îl crezi și îl accepti. Îl primești. Îl primești. Și pe mine să -mi explice 1000 de doctori cu bolile astea generaționale sau ereditare.
Că eu nu vreau să-i cred. Nu că nu-i cred, că poate au dreptate. Eu nu accept să-i cred. Și Dumnezeu poate să rupă. Amin. Păi de-aia suntem biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate opri un blestem. Dumnezeu nu poate opri un cancer generațional. Dumnezeu nu poate opri un eșec generațional. Ba da, poate. Dar nu-L crede, băi, frate și soră. Ai venit la Hristos și tu stai cu frica asta. Dar noi n-am primit un duc de frică, ci un duc de putere. Slăvit să fie numele Domnului. Da, fete, nu mă pot mărita. Păi, verifică de ce. Că ești frumoasă tu. Am întâlnit tot acolo, în orașul ăla, în biserică. E o femeie nebună. Era nebună cu acte. Fără acte, nu știu, nu i-am cerut acte. O femeie frumoasă. Nebună. Și o tot o stat acolo și vedeam că pastorul local tot o trimitea de acolo. De la birou unde eram. Și am zis, frate pastor, lăsați să stăm de vorbă și cu ea. E nebună, frate. Nu sta de vorbă cu ea. L-am rugat frumos. Și am zis, lasă-ne să stăm de vorbă cu ea. Nu vine treaba voastră. Când a intrat în birou, a început așa cu un aer. În momentul ăla am lovit în duhul ăla. Și a fost eliberată în ziua aceea. Și mi-a scris pe urmă, e aici Dana să vă spună. Mi-a scris pe urmă, frate Ruben, am reușit să-mi iau copilul plații și mă bucur, mi-e drag. Până atunci nu a putut. S-a pocăit. Mi-a zis pe urmă, mi-a dat păstorul voie să iau cina. Pentru că ne-am împotrivit unui duc de blestem. Unui duc și unui drag rău care a intrat în viața ei. Așa de simplu. Și noi suntem biserica lui Dumnezeu și eu aș dori aici ca Evanghelia să fie însoțită de semne și minuni. Amin. Cei legați să fie deslegați. Amin. Cei bolnavi să fie vindecați. Amin. Cei nemântuiți să fie mântuiți. Amin. Dumnezeu să lucreze la lucrul acesta. Ce să vă mai zic? Mi-aș dori timpul trece. Să luăm cu mare seriozitate lucrurile acestea. Și să băgați bine la cap și să rezolvați problemele. Aș vrea să vă pun 4 întrebări. Poate un creștin să binecuvinteze? Poate. Poate un creștin să blesteme? Poate. Dacă nu, în roman nu scria Pavel binecuvântați și nu blesteme. Deci noi putem binecuvânta, putem și blestema. Cu gurița noastră, cum am spus. Pe copiii noștri, pe frații noștri. O altă întrebare. Poate blestemul să continue după convertire? Vine omul la pocăință, crede în Domnul Iisus Hristos, primește botezul, vine la biserică și dacă peste el a fost un blestem, poate acel blestem să continue după ce a venit și s-a pocăit? Da și nu. Când un om se convertește autentic, a venit la Domnul Iisus autentic, și a mărturisit toate păcatele, toate stările și Dumnezeu i-a adus iertare. Orice blestem este rupt în numele Domnului Iisus. Dar dacă nu a fost autentic, poate să continue. De aceea eu vreau să vă spun câteva lucruri. Nu ignorați puterea blestemului. Credeți că Iisus Hristos are putere să rupă orice blestem. Leapădă-te, efectiv leapădă-te de blestem. Poate nu reușești, că nu te-ai gândit niciodată. Eu vreau să vă spun, eram mic copil. Și ne dădea tatăl nostru de lucru pe acolo prin gospodărie. Și am luat odată o lopată și am făcut-o să fac repede și am rupt coada. S-a întâmplat odată de două ori chestia asta. Și zice taică meu, mă, după ce pui mâna, rup, mă. Eu am crezut lucrul acesta.
Să știți că până târziu, când am realizat să mă lepăr de vorba aia care am crezut-o, păi ce puneam? Eu dacă dădeai să-ți bag un ștecher într-un aparat, acolo stricam. Pentru că a fost ca un blestem. Și de ce vă spun asta? Nu să mă mărturisesc. Să vă gândiți câte lucruri pot fi viața voastră. Care vezi că, mă, de ce tot? Să nu mai zic, gata cu venitul la biserică. Nu, dar Doamne, dă-mi alt exemplu. Dă-mi alt exemplu, Doamne. O altă întrebare. Poate un creștin să fie blestemat după ce s-o pocăit? Proverbe 26 cu versetul 2. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboră rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Neîntemeiat. Dar dacă blestemul e întemeiat, haideți să ne ducem un pic în Deuteronom. Eu niciodată nu predic de acolo binecuvântarele și blestemele. Pentru că pentru mine este foarte clar, dragi frați și surori, că noi nu suntem sub Deuteronom 28, 27 și 29. Noi suntem sub har. Noi suntem sub autoritatea Domnului Iisus Hristos și nu sub autoritatea legii și blestemelor și binecuvântărilor Vechiului Testament. E adevărat. Dar Dumnezeu rosti ceva. Și nu-i sigur, nu-i verificat încă de nimeni că un blestem întemeiat să nu te atingă. Vă citesc numai câteva versete. Blestemat să fie omul care își face un chip cioplit. Fă-ți chipul cioplit, poate nu vei fi blestemat. Nu știu. Blestemat să fie cel ce va nesăcoti pe tatăl și pe mama lui. Ați văzut copiii care nu-și respectă părinții, cum îi bate? Cine îi bate? Nu știu. Dar îi bate în viață. Divorțează, nu le merge bine. De ce? Pentru că nu ți-ai cinstit părinții. Pentru că nu ai luat seama la părinții tăi. Am văzut oameni care predică, scriu articole pe internet despre har, despre dragostea lui Dumnezeu și nu dă un telefon și nu merge la mama sa și la taică sau bolnav să-i ducă o ciocolată. Nu ciocolată că nu-i trebuie. Un litru de ulei să-și facă omletă sau nu știu. Să-i ducă o banană de Crăciun. Nu mere, dar e foarte pocăit pe internet. Mustre Domnul asemenea oameni. Care mai și murdăresc Biblia. Primul semn a celor care se vor lepăda de credință, citiți în Timotei acasă, este cei care se vor lepăda de credință sunt cei care nu au grijă de cei din casa lor. Asta e lepădarea de credință. Nu-ți pasă de nimeni. Versetul 17. Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproape lui. Păi pe la țară toată ziua să mută meșda. Ăla a zis, pocăiți, mă, aici e meșda, dincolo e meșda, să dau în judecată, ajung la tribunal. Și acolo la tribunal, numai că nu le zice judecătorul, bă, tu ești pocăit, bă, du-te și te împacă, mă. Nu să-mi fac dreptate și nu-i gata să lese un pic. Și vine blestemul peste el. Pentru că vreau să vă mai spun ceva. Blestemul neîntemeiat. E blestemul care ăla te-a blestemat și tu l-ai binecuvântat. Că așa se zice Scriptura Domnului Iisus. Când cineva te bleastă, tu binecuvântează. Pentru că dacă tu nu urăști pe cel care te bleastă, să faci o legătură. Se face o puncte, un canal prin care blestemul lui te afectează și pe tine. Rupe acel canal. Rupe acea legătură. Cum? Iată. Simplu. Iartă. Nu mai urâ. Dacă unul ți-a făcut foarte mare rău și tu nu vrei să-l ierți, vreau să spun că el se ține după tine. Când te culci, e acolo. Când te scoli direct, e acolo. Când te duci cu mașina, e acolo. Dă pe el îl vezi. Iartă-l. Rupe legătura. Că poate el arostește un blestem peste tine și tu, fraierule, ai primit. De ce? Pentru că n-ai iertat și n-ai ascultat ce a zis Domnul Iisus Hristos. Versetul 19. Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei. Eu cred în acest blestem. Bă, omul ăla, copilul ăla a crescut fără tată, fără mamă. Și tu mergi să-i iai, mă. Tu mergi să-l tragi în tribunal. Un blestem va veni peste tine și dacă nu peste tine, peste casa ta.
E Biblia aici. Și nu ne jucăm cu Biblia. Eu zic, Doamne feri, dar am văzut lucrurile acestea. I-am văzut la consiliere. Și Dumnezeu să ne ferească. Să ne dea o inimă bună. Să ne dea o inimă curată. Să ne dea o inimă gata să iertăm întotdeauna. Gata să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Gata să-i binecuvântăm ca să se rupă blestemul. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Un alt canal este ocultism. Și o să zică careva de aici, bă frate, lasă-ne, nu ne mai zicem. Nu ne mai te lua tate păr, că noi nu mergem la ocultism. Nu mergem la vrăjitori. Eu am văzut credincioși, poate nu de anul, dar am văzut ortodoxi, care se duc la pop să le citească afurisăria. E așa, frate Vasile? Ați văzut? Ați auzit? Da. Părinte, părinte, te rog, citește pe vecina. Că ea ce mi-a făcut, o intrat venină aia și nu știu ce mi-a făcut. Și popa? Mâna de dracu? Ia Biblia și citește. Nenorocire? Păstă femeia. Bă, și după câteva zile mai vezi că femeia a murit. Extraordinar. Dar e blestem. Acolo e o legătură, o neiertare. Și blestemul a fost întemeiat și o nenorocită. Și apoi merge înapoi, doamna. Trejică. Părinte, am altă problemă. Și vecinul celălalt. O, mustrei, domnul. Și pe cei care fac și citesc, și pe cei care măr, că nu sunt creștini și n-au nimic cu creștinismul. Sunt autoblestemele pe care le spui tu, curata, ceva de ce nu, nu sunt bun de nimic. Bă, dacă așa crezi, și tu spui, nu sunt bun, bă, uite, la poate, la poate, eu nu pot, bă, eu nu sunt bun, nu sunt bun de nimic, nu o să fii bun de nimic niciodată. Pentru că tu crezi ce spui. E un blestem pe care tu ți-l rostești asupra ta. Și poți să fii pocăit. Bă, eu nu spun asta, nu să mă mărit în veci. Că o să te măriți în veci. Pentru că tu spui asta. Tu te uiți în oglindă și zici că ești urât. Păi urât, dacă tu spui. De ce nu ești frumoasă, mă? De ce nu spui ca mine nu-i nicio sidoniancă? Uite ce blonde, uite ce cum îți măi. Fă-te frumoasă, mă. Nu mai spune că nu ești frumoasă. Și multe lucruri din acestea pe care eu vi le spun, îs practice. Dacă vreți, nu le credeți. Dacă vreți, nu le credeți. Duhul Sfânt m-a îndemnat să vă spun lucrurile acestea. Și când am studiat să vi le spun, wow, ce venea peste mine. Pentru că sunt lucruri care Satan nu vrea să le auziți. Vrea să stați acolo cu ele. Și apoi nu-i har în biserică. Și apoi ești tot timpul nemulțumit. Și apoi, mă frate, iartă. A mai soră, împacă-te. Măi, lucrurile astea nu-s bune. Mă, dar mai citește Biblia. Bă, mă, dar nu mai. Hai la biserică și lucrurile astea. Păi când e un om care este a Domnului Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt. Dracul nu are nicio putere asupra lui, el e plin de bucurie și pace. Și Dumnezeu să facă din biserica noastră un loc al bucuriei și a păcii. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.